cu data de luni, 1 august, avem două mari modificări care intră în vigoare, de fapt a doua și a treia. Prima a intrat în vigoare pe 18 iulie, la 3 zile de la publicarea în Monitor Oficial a celebrei ordonanțe 16, care modifică codul fiscal. Și de la 1 august suntem în situația în care contractele de muncă part-time vor fi supraimpozitate, adică toate contractele de muncă plătite la nivelul unui salariu minim pe economie proporțional se vor plăti contribuții la nivelul unui salariu minim pe economie, ceea ce înseamnă creștere de costuri la angajatori sau disponibilizarea acestor angajați în baza contractelor part-time. În această prevedere legală s-a strecurat și o chestie foarte comică, respectiv inclusiv la contractele de muncă cu normă întreagă, dacă un salariat are o săptămână de fără plată sau lipsește frecvent de la servici și nu-și face norma de 167 de ore, angajatorul va trebui să plătească contribuțiile sociale la nivelul unui salariu minim pe economie. Și tot această prevedere atipică, anormală, împotriva cărora este tot mediul de afaceri, este faptul că de la excepții sunt eliminați pensionarii cu drept de muncă, adică pensionarii de boală cu gradul 2, de invaliditate cu drept de muncă 4 ore. Pentru toate contractele part-time care nu sunt la excepții, respectiv nu sunt studenți, nu sunt pensionari pentru limita de vârstă, nu sunt ucenici, angajatorii de acum vor plăti contribuții la nivelul salariului minim pe economie. Asta în situația în care angajatul nu întrunește în total o normă întreagă. Și tot cu 1 august intră în vigoare o plafonare a salariilor pentru care se beneficiază de facilitate în construcții și în agricultură. Coborârea plafonului de la 30.000 de lei pentru facilitățile salariaților la 10.000, ceea ce implicit înseamnă că acei salariați care au salarii în agricultură sau în construcții mai mari de 10.000 de lei vor avea un net diminuat în situația în care angajatorul nu va găsi surse de finanțare ca să compenseze pierderea pe net. În ceea ce privește modificările care au intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea Ordonanței 16 în Monitorul Oficial, mai exact din 18 iulie, unii oameni de afaceri din domeniul vizat, cel al construcțiilor, nici nu știu cât de tare îi afectează. Cu 18 iulie, și aici paradoxul va fi cei care aplică facilități pentru salariații din construcții, cum vor calcula cifra de afaceri? De pe 1 până pe 17 iulie o vor calcula într-un fel și de pe 18 iulie până pe 31 în alt fel. Apare o modificare fundamentală de calcul a cifrei de afaceri și în funcție de această modificare fundamentală, foarte multe firme nu vor mai putea acorda facilități salariaților. Este un paradox, pentru că facilitatea fiscală este acordată salariatului, CNP-ului, și el depinde de ceva ce nu poate controla, depinde de ceva subiectiv care este controlat și modificat nu la jumătatea anului, la jumătatea lunii din jumătatea anului. Și sunt în momentul ăsta, eu aș putea să spun și cred că nu mă înșel, că sunt foarte multe firme care nici măcar nu-și dau seama că sunt impactate de această modificare, care spune așa: chiar dacă activezi în domeniul construcțiilor și dacă tu ca și antreprenor, ca și firmă, ai cifră de afaceri exclusiv din construcții, dar realizezi și cifră de afaceri în străinătate și cifra de afaceri din străinătate este peste 20% din cifra de afaceri din România, nu mai poți să dai facilitate fiscală salariaților din România. Ori eu am făcut un calcul la firmele din construcții și am avut cam în 50% din cazuri este la limită. Este la limită de 75% cifră de afaceri în România, 79% cifră de afaceri în România, plus că schimbarea modului de a calcula lunar cifra de afaceri va impacta foarte mult în principal salariatul.